Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct pe pagina Partidului Verde Ecologist din Moldova. Continuăm seria de discuții, dezbateri cu candidați și candidate posibili, potențiali candidați și candidate de pe lista Partidului Verde. Suntem în proces de verificare a listelor noastre de către Comisia Electorală Centrală și sperăm că la ședințele următoare, probabil la cea ordinară de luni, nu la cea extraordinară de mâine, va fi acceptată lista noastră și vom putea să începem campania electorală. Deocamdată doar abordăm probleme de drepturi, de actualitate. Ați văzut, pe 1 iunie am vorbit despre drepturile copiilor, pe 2-3 iunie am găsit alte date și aniversări. Azi, cică, conform Organizației Națiunilor Unite, e ziua internațională a copiilor nevinovați, dar victime ale agresiunilor. Și ziua asta internațională e marcată în fiecare an la 4 iunie, încă din 1982, în cadrul unei sesiuni speciale de urgență a adunării generale privind chestiunea Palestinei, când ONU s-a arătat îngrozită de numărul mare de copii palestinieni și libanezi nevinovați, victime ale actelor de agresiune ale Israelului. Noi nu ne apucăm să descotocim complicatul caz al conflictului din Israel, din Palestina, dar vom vorbi totuși despre copii sau despre drepturi cu o colegă de pe lista verde, care s-ar putea să ajungă și ea, după decizia CEC, candidată verde. E vorba de Mariana Țibuleac, care și ea, ca mine, e mai mult activistă, implicată prin ONG-uri. Azi am văzut-o pe stradă apărând drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii, pentru că niște muncitori reparau strada și făcea o bordură prea mare. Povestește, Mariana, care a fost reacția muncitorilor, ca să vedem care e atitudinea autorităților, a societății față de probleme fundamentale ale oamenilor care s-au născut așa sau care au ajuns cu nevoi speciale pe parcursul vieții. Iar la o anumită vârstă cam toți ajungem în situația să ne doară, să suportăm cu greutate pragurile mai mari de o șchioapă. Dar iată că nu, pe parcursul vieții nu prea înțelegem chestia asta și mai ales când avem funcții decizionale, nu prea ne implicăm. Nu prea luăm atitudine. Zi! Deci povestea început de fapt de săptămâna trecută, când în stația de la telecentru, de la Miorița, în apropiere de Casa Radio, vis-a-vis, mai bine zis, niște muncitori scoteau, cum să spun, teracota asta, deci bucățele astea de pavajul, exact, sau betonul sau asfaltul, da, deci acum. Pavaj, mai bine zis, că erau niște bucăți. Și eu m-am apropiat și am întrebat: nevastă, reparați, o să faceți tot? Da, și eu am zis: dar de ce puneți? Că am văzut că au lângă, deci ei abia stricau atunci. Au început din spatele stației auto. Și eu am întrebat: o să faceți și în față? Sau da, dar de ce faceți așa de înalt? Că aveau acolo lângă ei pus niște chestii pe care eu le-am fotografiat în Facebook, borduri, nu știu cum să le zic, bucăți de astea de țement mari, înalte, de jumătate de metru, înălțime și lungime, cred că de un metru și ceva. Și am întrebat, dar știți că nu este accesibil pentru persoane cu dizabilități și e prea complicat ca să le pășești, e ceva dificil pentru o mamă cu cărucior, dar mai mult am zis pentru persoane cu dizabilități. Mie personal, spre exemplu, tot mi-e greu. La el, la care el și îmi zice unul din angajați, dar și scaute ei pe aici. Adică, într-un fel, persoanele cu dizabilități n-au și căutat în stație. Așa a venit. De asta
Astăzi am văzut că lucrările au continuat și au început să se facă și în față acele construcții sau, nu știu, reamenajări a stației și sunt chiar un pic mai înalte decât erau și de asta am fotografiat și am pus pe Facebook și am zis unde sunt autoritățile. Noi vorbim atât despre accesibilitate, accesibilitate la infrastructură pentru persoanele cu dizabilități. Există ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care Moldova deja de 10-11 ani, cred că de când a ratificat-o. Standarde de accesibilitate, atâtea se bate clopoțelul și așa. Și până la urmă ei repară tot așa, se spune ca și cum unii consideră că pentru a avea un oraș accesibil este nevoie de mulți bani. Dar reparația aceea pe care ei o fac, tot necesită bani, ei doar tot alocă niște bani și repară, pun, schimbă. Mă, dar fă radi până la pământ și fă drept să fie, fără borduri. Deși la moldoveni le place pragurile și bordurile. Ia că eu asta chiar nu pot să înțeleg de ce se chinuie să îngroape bordura. Ce e când poate să pună una mai mică sau deloc bordură? Bagă asfalt și coboară la nivelul străzii, să fie dâmbul acela dintre trotuar și și carosabil să fie un dâmb din asfalt. Nu băga nicio bordură, că e total inutilă, mai ales când mergi cu bicicleta, încă se mai poate că e roata mare dacă nu ai cauciuc îngust, dar cu trotineta, cu roata mică, simți orice denivelare și orice prag din ăsta, sau cu căruciorul, cu copil, tot simți orice denivelare, trezești copilul din somn, sau cu scaunul rulant. Deci bordurile astea pot să fie fatale. Omul poate să prăbușească de pe cea bordură. Exact. La care aseara am avut așa o situație, pe de o parte stranie, pe de o parte. O doamnă se apropie de mine și îmi spune: dar dumneavoastră ați fost aceia sau sunteți aceia care spuneți că noi nu facem corect? Noi îți facem, noi îți facem din părți, că ați vedeți, azi nu-i, dar mâine să fie două, așa, că pe noi ne-a sunat și ne-a anunțat că vedeți că voi nu faceți cum scade. Adică cineva, deci sesizarea mea online nu a avut impact. Asta e bine, pe de o parte. Pe de altă parte, mi-a fost milă de doamna, care e așa cumva și revoltător, cumva și nu știe cum să mai... Ea a spus așa, eu am zis, dar tu de ce reparați? Dacă reparați, reparați ca lumea, dacă nu, nu reparați deloc, la ce v-ați apucat? Ea zice că pe noi ne impune, deci de ce ea repară, spune că din contul ei, nu din nu statul a alocat banii ăștia, dar din contul ei repară stația, pentru că în spatele stației sunt niște buticuri, 3-4, nu știu câte, pe care ea le-a cumpărat. Deci ea este agent economic și putând să o impune. Dacă tu ți-ai luat și îți faci bani în buticurile astea, îi fii bun și ieși și repară pe împrejur stația. Am o femeie s-a apucat, dar din necunoștință de cauză, ea a cumpărat chestiile astea, care borduri și nu știu și, și repară că, vedetele, că ea spune că se răscheau. Dar era adevărat că nu era stația asta, e una dintre cele mai drepțănate, să zic așa, de când mă știu eu aici, nu știu dacă a fost vreodată reparată cap-coadă, dar nu e pe asta. Și cumva deja mă pus în situație, mă simțeam incomod față de doamnă. Pe dânsa statul o impune ca ea să repare în jurul asta și ea repară cum știe, ea nu iese, dar noi avem experți, primăria are experți, cei care repară stațiile sau repară, nu știu, străzile. Există comisii care au oameni, specialiști care trebuie să se ocupe de asta. Nu o doamnă să plătească doi muncitori și să-i schimbi, să-i facă prin prejurul stației să fie stația țața. Adică, nu știu, cumva îți spun că eu mai tare am sesizat autoritățile să audă ca să tot ce fac sau toate stații, orice reparații din țara asta care o pornesc să o facă, dacă tot fac, las o facă cap-coadă bine, conform standardelor. Lasă vin și noi, eu vreau să trăiesc în orașul meu ca un oraș accesibil, nu cu diferite scări și denivelări și urcări și coborâșuri și nu știu cum. Gata, noi nu mai suntem în Uniunea Sovietică când era la modă scările și nu știu. Dar din păcate toate astea încă se... Anul trecut, cam pe vremea asta, am sesizat că se făceau reparații la Universitatea Tehnică, la Râșcani, pe strada studenților. Și făceau cale de acces pentru mașini, că se duc la un poligon pe stadionul lor, fără prag.
trotuarul cu prag. Le-am zis muncitorilor, băi, nu faceți prag, pe aici trec oameni cu cărucior, cu trotinetă. Da. Eu mergeam cu bicicleta, cu rotile pe acolo și zic, nu faceți prag aici. Da, 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 bine. Au făcut prag. Am scris administrației Universității Tehnice, pentru că nu era spațiu public, e până la gard, până la drumul. Na, e public, e universitate de stat, dar totuși e în gestiunea instituției de învățământ. Da, 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 o să facem. Aproape un an a durat până când au coborât, au schimbat pragul acela și l-au făcut rampă de urcat pe trotuar. Dacă o chestie din asta elementară atât de greu se mișcă, acolo unde se învață inginerii, ca să viitori ingineri care să aibă grijă de spațiul nostru public, îți dai seama cât de greu e să schimbi comportamentul și mentalitatea prin țară și la țară, dacă aici, în capitală, ai văzut la telecentru, strada Neorița, lângă... Da, Teleradio Moldova. Lor, nu se convine cumva. Eu am impresia că e un joc de, nu știu, de ping-pong sau nu știu. Deci autoritățile sau cine o fi, îi pune pe agenții ăștia economici ca ei să repare chestiile astea, stațiile din jurul sau locul unde au ei buticurile astea. Acum oamenii ăștia schimbă, lucrează, repară, după care vine o misie ca să evalueze, să vadă cât de bine au făcut, să e ok sau nu, a să-și rupă cineva capul de pe treptele cele care i le-au pus sau nu. Și după asta îi amendează că victimele nu au făcut bine și nu-i conform standardelor. Mai dar du-te și învață oamenii și ei, dacă tu le propui ca ei se repare, arată-le cum se repare, de unde și până unde, dă-le model, dă-le standarde și atunci ei o repara și o repara din start bine. Nu, e fascinant, așa, și e înspromite că e până mâine, ea să facă altfel, n-a să fie așa, să fie cu rampă. Că atunci dacă fii cu rampă, la ce ai mai ridicat și ai pus bordurile astea înalte? Ca mâine să le strângi iar și să întorni la rampă? Deși, sau, ca să nu vorbim despre o stație unde lucrează un particular, un comerciant, Curtea de Apel Chișinău a primit prin milioane granturi europene ca să, în cadrul procesului de, cum îi zice, reforma justiției. Și-au făcut clădire nouă, bloc nou, pe strada Teilor 4. Rampa de acces la intrare e foarte înclinată, are mai mult de 20 de grade. Rampa de acces la ieșire e ușoară. Nu poți să intri pe acolo, pentru că e un circuit, mai ales acum pe motiv de COVID, trebuie să intri pe ușă, să ieși pe alta. Să zicem că se poate rezolva, ca o excepție, se poate să intra omul pe acolo, pe unde alții iese. Dar ce folos? Că intre doar la parter, în anumite seli de la parter, la etaj nu poți urca că nu este lift, dar toaleta pentru persoane cu dizabilități e doar la etaj. Ce minte a avut acela care a făcut toaleta pentru persoane cu dizabilități la etaj, știind că nu este lift în clădirea asta nouă a Curții de Apel Chișinău? Bătaie de joc! E clar irresponsabilitate. Sau la judecătorie Urhiei. Eu lucrez la Ministerul de Justiție. Au făcut o rampă, au și o sală de judecată. Celelalte sunt la etaj, dar toaletele sunt toate la subsol, cu scări foarte abrupte și înalte. Hai, povestește. Eu sunt la Institutul de Istorie, care se află în incinta Ministerului Justiției. Acolo avem aceeași poveste. Au pus un mini-lift de ăsta care ridică persoana până la, deci scările de la întrare, după care intră și dai bună ziua la recepție, că după asta iar din alte trei trepte. Deci doar ca să mă întâlnesc cu domnul de la recepție, eu urc liftul acela. În rest, da, am filmat și eu liftul acela. Nu numai angajații, dar și justițiabilii care vin acolo, vin degeaba, urcă doar până la polițistul de la intrare, pe ce l-a putea să-l fluire și de jos. Da, exact. Da. Și e vis-a-vis de unul și e un pic mai la vale de oficiul avocatului poporului, ca să vedem cât de puțin funcționează. Care ne-a apără drepturile. Și Ministerul Dreptății, exact. Și asta ar trebui să luăm în considerație. Hai să o introducem în discuția noastră și pe Natalia Iațco, o altă colegă, activistă și ea, tot potențial candidată verde. Salutări, Natalia! Salutări la toți! Bună seara! Ai auzit cazul povestit de Mariana? Ai auzit cazul povestit de... Nu, din păcate, nu mai... Povestește cazuri,
de ale tale în care ai constatat încălcări ale drepturilor omului, eventual dreptul de acces, de a nu fi discriminată, sau drepturi fundamentale mai vitale, mai, ca să zic așa, absolute, dreptul la viață, dreptul de a nu fi torturat, nu? Mai ales că ai fost și prin Italia mult timp, ești și membru în Partidul Verde Italian. În mod sigur ai auzit astfel de cazuri. Cosa Nostra, mafia și statul. Bine, acolo sunt alte probleme de altă natură. Ce aș vorbi, că drepturile la sănătate în Republica Moldova se încalcă foarte mult. Și sunt chiar martor a unui caz unde mi s-a cerut în mod deschis bani pentru serviciul medical. În public vorbesc, nu vorbesc de serviciul privat. Ceea ce ar fi foarte, spunem, ca în Republica Moldova, sistemul de sănătate foarte, unde cetățenii plătesc chiar dublu, dar serviciile sunt de calitate foarte proastă, unde medicul mi-a spus în față, dar ce-mi dai? Eu am spus că acuși chem cine au, vroiam să spun, dar din frică nu i-am spus. Că da, că e sănătatea ta sau a copilului sau a apropiatului tău în mâna lui. Da, în mâna lui, și aveam frică, vă spun drept, aveam frică că acesta mi-a pune ceva, mi-a face, nu mi-a dat drumul din spital. Și încă ceva, am rămas foarte uimită, da, am fost la spital pe 7 zile, unde am intrat, nimeni nu ne-a făcut test la COVID. Nimeni nu ne-a cerut nici testul, nu ne-a făcut nici testul la COVID, dar ne-au închis înăuntru să nu ieșim afară. Vă imaginați 7 zile să nu ieși de fel afară? Eu cred că devii mai bolnav de COVID, cred că. Poate e un fel de carantină, perioadă de testare, ca să vadă dacă nu se dezvoltă COVID-ul pe care l-ai luat până la spital. Dar am auzit cazuri de oameni care au intrat sănătoși în spital și au luat, dacă nu COVID, atunci orice altă boală intraspitalicească, și n-a fost bucuros că s-a adresat la medici. Oare cât timp sistemul medical, mai ales cu polița asta de asigurare obligatorie medicală, va fi un pericol public? Public. Corect, sunt de acord, Oleg, că e un pericol public, da. Și aici se pune întrebarea, unde este dreptul la sănătate? Este încălcat? Cred că orice cetățean din Republica Moldova s-a întâlnit cu așa probleme. Sunt mii și sute de cazuri. Dacă tot vorbim despre acces la mine la Sângerei, secție de traumatologie, da, unde se duc oamenii cu picioarele târșăite, la etajul 3, da? E construit în timpul sovietic, înțeleg, dar între timp, 30 de ani, suntem stat independent cu aspirații europene, puteam să facem o schimbare, un lift, o ceva, coboară secția la parter, fă ceva, dar ce lași secție traumatologiei la ultimul etaj acolo? Da, și chiar într-adevăr, la ultimul etaj, și cum se urca lumea? Cu greu. Și-un tic. Păi cum se urcă asta de 30 de ani, de când mă țin eu minte, spitalul cel acolo, în situația asta? Și probabil în toate centrele raionale există câte un spital și cu traumatologie la etaj. Sau cum v-am spus, la curtea de apel, edificiu construit acum câțiva ani și toaleta pentru persoane cu dizabilități la etaj, dar lift noi, adică total inaccesibilă. Sau nu mai vorbim de condițiile igienice, nu mai vorbim de condițiile igienice din spital. Unde fiecare palată trebuie să aibă, să spunem așa, lavoarul său, WC-ul său, dar să nu fie la o cameră de baie 7 saloane. Am auzit multe mărturii despre spitale, să nu turnăm sare pe rană, iată și Mihaela Codrean e de acord, ai perfectă dreptate, e coșmar mare prin spitaluri, mai ales acum pe timp de pandemie. Și uneori obrăznicia medicilor te șochează, îți cer nu doar mită, dar cer să vii cu maică, cu pansament și cu ațe de cusut, operații și cu anestezii și cu tot ce are nevoie spitalul și ce e întreținut din bani publici, tu trebuie să vii cu ele de acasă. Poftim. Cu mâncare de acasă, auzim și că prin închisori oamenii trebuie să aducă mâncare de acasă. Acum, pentru ce mai avem nevoie de stat dacă peste tot ne descurcăm singuri? Da. Statul de drept. Ne asigură de statul acest drept? Dacă vreți să vă prezentați, să spuneți despre voi ce nu știu nici eu și nu știu nici spectatorii noștri și nici potențialii alegători,
pentru că încă nu suntem înregistrați și nu putem să facem campanie electorală, lăudând partidul, putem să ne lăudăm pe noi înșine. Să zicem, iată, eu, Mariana Țibuleac, sunt cu tare și cu asta mă ocup. Eu, Natalia Ețco, și cu asta mă ocup. Ca să vadă oamenii că suntem. Da. Pot să încep eu. De ce nu? Lasă atunci să ne cunoască cine sunt membrii Partidului Verde. Eu mă numesc Natalia Ețco, am 41 de ani, am locuit foarte mulți ani în străinătate, dar studiile mele sunt Universitatea de Stat, Facultatea de Științe Politice, specialitatea Politologie și Limbă Spaniolă. După aia a urmat la București SNSPA-ul, Școala Națională de Administrație Publică, master în Științe Politice, pe 2 ani. După aia a urmat alte școli în Spania, în Italia, unde și am, să spunem, am studiat limba spaniolă mai aprofundat și limba italiană. Am văzut cum lucrează și verzii din aceste două țări. Mai strânse legături am luat cu verzii din Italia. Au aceeași politică cum avem și noi, drepturile omului, dreptul la un mediu sănătos, știind că ei au probleme și mai grave ca ale noastre, de aceea diaspora, cei care trăiesc în Italia, în Spania, Portugalia, Franța, aveți posibilitatea să vă încadrați pe listele verzilor europeni. De ce să nu participați la administrarea publică în aceste țări? Și Partidul Verde vă acordă acest sprijin. Sigur, trebuie să fiți cu actele în regulă, asta să vă faceți, să vă înregistrați la primărie sau la comuna unde trăiți în orașul respectiv, ca să fie și moldoveni, să spunem așa, în rândurile conducerii europene, de ce nu? Considerând că Italia are o piață, să spunem așa, închisă la administrația publică și chiar la piața forței de muncă, să spunem așa, în administrație, în organele publice. Dar acesta ar fi un prilej pentru Moldova să se integreze. Nu sunt obligați prin legi europene să permită oricărui cetățean să participe, cum iată a ajuns un cetățean german, a ajuns primarul Timișoarei, o cetățeană franceză a ajuns primară în sectorul 1 București. Italienii nu sunt obligați prin lege să permită oricărui cetățean la ei, cred să participe că legea... sau tu te referi doar la moldoveni? Da, eu mă refer la moldoveni deoarece nu suntem în Uniunea Europeană, nu suntem cetățeni a Uniunii Europene, da. Dar participând la consilii locale, cred că moldovenii pot să se integreze, da. Asta ar fi foarte minunat dacă și moldovenii ar ajunge, să spunem așa, în administrația publică. Oricum, până bine, să ajungă în administrația publică și să se implice în politică, poate să se implice în viața civică, în ONG-uri și acolo nu te întreabă nimeni de cetățenie, poți să fii chiar apatrid, fără nicio cetățenie. Deci implicați-vă în ONG-uri, în viața cetății și după aceea o să poate căpătați curaj să participați și în viața politică. Vă provoacă Cati, care știe despre mine că s-a ateu, vă întreabă o chestie poate intimă și puteți să nu răspundeți, sunteți și voi atei? Ateie ca Oleg? Eu cred că religia este o chestie personală. De acord, am zis. Eu nu cred în instituțiile biserice, da? Pentru mine biserica nu, pentru mine credința este ceva al meu, intim, în sufletul meu, da? Când mie mi-e greu pe suflet, eu atunci cer, nu știu, mama natură, universul, da? Cum spunea Nietzsche, da? Dacă Dumnezeu n-ar fi existat, omenirea l-ar fi inventat. Păi cam așa a fost, eu cred. A spus așa. Dar aici deja cum manipulează religia, ea l-a manipulat, totdeauna a manipulat omenirea, să spunem așa. Să spunem că biserica este cea mai mare afacere a lumii, da? Cea mai bogată bancă și noi știm care este în Vatican. Ai fost la Roma și ai văzut biserica cea mai, da, influentă creștină. Da, am văzut și chiar și italienii spun asta, că e o ipocrizie să fii cel mai mic stat din lume, da, și cu cea mai bogată bancă și cu cele mai bogate resurse din lume. Exact, cu haine, cu fotolii aurite și da, să zici că îți pasă de copiii săraci
flămânzi ai Africii, de exemplu. Da, 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 da. Bine, asta e o chestie. Chiar, Oleg, vreau să-ți spun un caz. Am vorbit cu un senator de acolo, bine, nu-i fac numele, îl întreb. De ce nu luați copii din Africa care vin acum cu bărcile, da, în Sicilia, în sudul Italiei, nu le luați la Vatican? Nu, nu vreau să iau. Cum ei vin la porțile Vaticanului, care sunt acolo niște bare, da? Imediat cheamă poliția să-i alunge. Zic, asta este o ipocrizie atunci, o banalitate, da? De aici proclamați, da, spuneți la toți, deschideți porțile, da, lasă să vină. Dar de aici când ajung la biserică sau la Vatican, le închideți porțile. Da, papa, cel puțin ăsta, ultimul mai progresist cumva, am văzut că s-a afișat cu niște pușcăriași sau cu niște oameni ai străzii, cărora el le spăla picioarele. Bine, aceasta este, dar o tradiție înainte de Paște. Probabil nu-i chiar, da, e o utopie, chiar o banalitate, cred că. De aici promovezi ideea, toți sunt egali sau toți au dreptul la ceva bun la și când ajung în fața, da, în fața Vaticanului și cer o mână de ajutor, le alungi ca pe niște... Și apoi chiar și Biblia spune, unde a spus Iisus Hristos să construim aceste lăcașe toate în aur? De acord. Nu este scris nicio frază în Biblie așa ceva. Să ascultăm și pe Mariana să se prezinte dacă vrea. Bine, o să mă prezint și eu. Numele meu este Mariana Zblac-Ciovanu. Eu de profesie sunt istoric, sunt doctor în istorie, cercetător științific. Sunt și jurnalist și activist civic, pentru că am lucrat, mai devreme spunea Oleg, să lucrez în ONG-uri. Am avut și practica asta, am lucrat foarte mulți ani în ONG-uri și mai continuu să lucrez și acum, mai puțin, dar oricum. Vreau să spun că este o muncă grea și în ONG-uri nu întotdeauna deții tu pârghiile. Da, tu încerci să faci anumite lucruri, dar mai este și partea de sus a lucrurilor, să zic, guvernanții, cei care ar trebui să legea să fie lege, dar nu pentru toți. În țara noastră, din păcate, legea, dacă îmi convine, o aplic, dacă nu, chiar dacă sunt pus sus, oricum îmi permit să o încalc. Dar nu despre asta este vorba. Eu scriu materiale și în mare parte despre persoane cu dizabilități. Am unele lucrări scrise, istorii de succes a femeilor cu dizabilități în colaborare cu Ion Uman. Mai nou m-am apucat de podcast. Dacă cineva are dorință, plăcere să acceseze site-ul Depășim Prejudecăți. De ce m-am apucat să fac un podcast audio? Pentru a face iarăși vocea persoanelor cu dizabilități din Moldova auzită. Pentru că în mare parte sunt aceste persoane prezentate fie ca victime sau fie ca eroi. Eu însumi am o deficiență locomotorie, dar vreau să spun că trebuie să fii dârz ca să poți face față tuturor obstacolilor și barierelor care le întâlnești în fiecare zi, când ești în casă și nu numai când ești în casă, dar și în propria ta locuință, uneori și cu cei apropiați. De asta și am intitulat acest podcast denumit Depășim Prejudecăți, pentru că vreau să combatem anumite stereotipuri care există în țara noastră cu privire la aceste persoane, prejudecăți, gânduri care... Iată, spre exemplu, situația de astăzi, când muncitorul mă întreabă, păi dar ce cauți ei pe aici? Păi dar cum? Aștia nu sunt tot oameni. Faptul că tu nu mergi, că ești într-un scaun rulant, sau că tu șchiopătezi, sau că nu vezi, sau că nu auzi, asta ar înseamnă să stai închis în casă și să cauți tu pe aici. Dar pe unde să mă duc eu să mă urc într-o lebus, dacă nu pe aici? Că aici e stație pentru toată lumea, nu e stație special pentru mine aparte și pentru voi aparte. Dacă chiar azi, la poșta, la Malina Mică s-a prăbușit o schelă și doi muncitori au ajuns în stare gravă la spital și mâine s-ar putea să meargă și ei în cârjă și să nu poată ridica picioarele.
oricine da. Poate să ajungă în situația asta pe o perioadă scurtă sau pentru tot restul vieții. De ce oare n-am fi empatici? De ce n-am învățat empatia din copilărie, din familie? De ce trebuie să ajungem în situația asta ca să înțelegem, să avem o rudă sau să fim noi cu dizabilități? Există aceste stereotipuri implantate din mamă în fiică, tată în fiu, din moș strămoș în țara asta, că iuleacă, nu-i ca tăt săracul. Dar de multe ori când ajungi să cunoști această persoană, îți dai seama că poate fi mai ceva ca tine, chiar dacă are un minus sau un... Deci, zic, de asta am început să fac acest podcast și mă bucur că am ascultători și am ascultători și de peste hotare care mă susțin în, pentru că, iată cum spune doamna Natalețco, a fost mai mulți ani peste hotare și ea știe ce înseamnă accesibilitate, ce înseamnă când merge o persoană cu dizabilități pe stradă și când nu începe, întoarce capul, de urmă, să uite de urma ta, cum ai să pășești tu, ai să cazi, n-ai să cazi, băleu, Doamne, când mai duci și un copil de mână și treci strada aia ca și cu baston în mână sau nu știu cum, sau să-și facă cruci în fața ta sau să-ți dea un leu, na, te rog. Dar stai, tu nu știi ce am eu în buzunar și ce, mă rog, ce am eu pe card, să spunem. Nu-mi trebuie mie leu acela, mai bine ți-aș da eu 10 numai, comportă-te altfel sau dă-mi pace, lasă-mă să trăiesc liber și fără stereotipurile astea în țara mea. De ce când plecăm pe hotare ne simțim cumva wow, așa de bine și așa, parcă cu așa căldură ne primești toată lumea și tot zâmbești, tot n-are nimeni și o treabă cu tine, nu întoarce nimeni capul după tine, nu te apucă nimeni de mână, rutieră, să te rodice și să nu te pui mai să te izghească în brață la șofer, că nici nu știu cum să te ajute. Vor să te ajute, dar uneori într-așa de, cum să zic, vizibil vor să o facă sau de, wow, uitați-vă că eu întind o mână de ajutor, încât poate mai tare să te dărâme sau dacă vrei să ajuți omul, întreabă în primul rând ce nevoie are, cum să-i dai mâna sau cum să-l ajut sau cum să conduci un nevăzător pe stradă sau cum să, deci, dar nu să stai să te uiți din urma lui și să vezi, dar el chiar nu vede, dar chiar dar nu se priface, dar da, e dragă omul, și ăla să te întrebe, spuneți-mi, vă rog, ce număr de troleibuz este. Adică, da, mulțumesc frumos, cineva îmi scrie Cati, Cati, nu o cunosc, dar mulțumesc. Dar da, aveți toată stima ei, da. Da. Eu am încercat să aduc istorii care spun viceversa acestor lucruri. Spre exemplu, iată, vă dau un caz, în primul meu podcast am vorbit despre accesibilitatea mașinilor auto pentru persoane cu dizabilități. Pentru că la noi în țara noastră, dacă vă dați seama, noi n-avem un service auto care să adapteze mașina pentru nevoile, necesitățile persoanelor cu dizabilități locomotorii. Deci persoana, eu, dacă mi-aduc o mașină de peste hotare sau îmi procur una, n-are importanță, eu trebuie să mă duc cu dânsa iarăși înapoi peste hotare ca să o fac după standardele mele. Pentru că la noi în țară nu există legal, nu există un centru, un service de ăsta care ar schimba chestiile astea de ce ține de frână, de tot să fie manual. Deci oamenii le fac, dar fac, cum spune rusul, podpolnă. Deci îți dau 100 de euro și hai, te rog, schimb în toate astea. Dar legal, dar ce încredere să am eu, că îi dau lui Oleg, poate să-mi vărească acolo niște șerele, să ne le pui mai sus ca să-mi fie necomod. Dar cât e de profesionist lucrul ăsta și cât e de corect și dacă eu n-ajung mâine cu mașina aceea într-un gard, deci sunt niște... Sau peste altcineva, da? Că altcineva, numai asta de, jumate de problemă, dar dai peste altcineva. Deci trăim într-o țară în care sunt foarte multe subtilități, foarte multe lucruri care nu, nimeni nu-și dă interesul, nimeni nu vrea să spună lucrurilor pe nume, cel puțin. Sau dacă spun așa, cu jumătate de gură, cu jumătățile de măsură, și nimeni nu ia atitudine. Iarăși, că dacă merg așa, că ești o persoană, spre exemplu, cu dizabilități, dacă ai ajuns să fii sau ți-o dat Dumnezeu să naști un copil, mai ales pentru mame,
cu dizabilități, gata, ești un blestem de la Dumnezeu, că văleu, Doamne, ce ai făcut. Dar nu știi, cunoaștem oameni care într-adevăr poate au făcut crime, au omorât, au asta și n-au pe nimeni în familia lor cu dizabilități sau cu asta. Adică cumva sunt, vrei nu vrei, prejudiciate sau nu știu, trase la, la perete, la răspuns aceste fete, mame nevinovate care, nu știu, poate uneori din cauza anumitor medici, din anumite circunstanțe, au ajuns să nască un copil cu probleme. Sau în cazul în care îți dă o boală, nu știu, apare nu neapărat o dizabilitate, o boală cronică, o boală strașnică care parcursul vieții poate să apară. Asta nu înseamnă iarăși că este un blestem. Așa au fost fie. Dar sunt multe, foarte multe lucruri. Spre exemplu, angajarea în câmpul muncii. Deci să mă angajez eu și pe ăsta, deci să fac eu munca pentru el. Numai pentru faptul că l-a văzut că merge mai greu, neștiind ce randament de muncă are, ce capacități are omul acela, nici nu-i dă voie măcar să vină la interviu, măcar omul să expună, măcar să se convingă că într-adevăr nu va putea face față la job-ul ales, la asta. Poate venim cu alternativă, poate hai să, nu știu, să modificăm anumite lucruri sau hai să-ți dăm altceva în schimb să lucrezi care ți-ar conveni ție, dacă chiar vrei lucrul ăsta, dar hai ceva să fie adaptat pentru nevoile tale. Nu, nici vorbă, în țara asta nu e. Deci chiar dacă îți dau un serviciu sau asta, poți să ai tu studii, nu știu cât de bine și cât de calificat n-ai fi, pentru că fie ori infrastructura nu este accesibilă ca să te duci, să te urci, să ajungi la birou, sau fie atitudinea angajaților sau chiar și a colegilor deseori lasă de dorit față de astfel de persoane. Sperăm să schimbăm cât ceva în țara asta. Măcar, știi cum, dacă nu noi să trăim schimbarea asta, măcar cei care vin de urma noastră, pentru că persoane cu dizabilități vor fi așa cum au existat întotdeauna și măcar cei care vin sau urmași, înaintași, nu știu, să aibă, să zic, o altă, un alt viitor, o altă cale de a se afirma, de a-și trăi viața liber, de a nu se simți o povară pentru și drag și pentru societate și pentru toată lumea. Asta mulțumesc, e. Ne-ai înduioșat, Mariana. Extraordinară da. Plezoare. Dacă asta a fost scopul meu, ca să vă înduioșez sau nu, sau să vă aduc la lacre, pur și simplu am spus anumite lucruri dar care dor. Acum poate e cazul deja să căutăm și soluții, nu? Pentru că avem ambiția să ne implicăm în viața politică, în lumea decizională, în parlament, în consilii locale, în primării. Trebuie văzut cadrul legal, dacă trebuie îmbunătățit, dacă perfecționat, sau aplicarea cadrului legal. Da. Că mentalitățile greu o să le schimbăm, dar putem să începem cu cadrul legal. Eu știu, dar vreau să-ți spun că sunt multe persoane cu dizabilități din Moldova, foarte bine, ok, care au încercat, au colaborat cu sus numiții funcții și autorități, dar rezultate foarte mici sau puține sau de bifă. Dar iată, cineva astăzi mi-a scris un comentariu la postarea mea de pe Facebook, care mi-a plăcut foarte mult și mi-a zis așa, că se află în Canada, în Vancouver, și că anume, uite, Vancouver a devenit cel mai accesibil stat din regiune, în teritoriul unde oamenii ăștia au cele mai înalte standarde de accesibilitate. De ce? Pentru că în familia președintelui, da, care era a primarului, da, a fost cineva cu dizabilități. Deci până cineva care îl doare problema n-a ajunge sus, nu va face nimeni mișcarea sau schimbarea într-adevăr. Deci toți doar așa, la suprafață, superficial, cum spune moldovanul, se ungă ochii când n-a făcut. Ca și doamna astăzi, că noi mâine o să vă facem rampe, că vedeți că se ieși din partea asta și din partea asta. O să fie rampă.
dar pe mine nu mă interesează rampa aceea, eu nu rampa asta o vreau. Eu vreau ca în general să nu existe borduri. Eu, asta era mesajul, nu că să-mi facă ea mie rampă. Dacă vrei să o faci, o faci din start. Dar acum vrei pur și simplu să-mi ungi ochii mie mâine cu două rampe din părți. Când eu ies din troleibus și în fața mea e la un metru această bordură înaltă și în părți sunt oameni care se îmbluzesc, se intre sau se iasă și eu vreau, nu vreau, eu trebuie să urc rampa și aia sau să mă izghească cineva să nimeresc sub roțele troleibuzului. Deci cum eu să ajung la, până ajunge la, să mă urc de fapt rampă? Deci eu trebuie să urc bordura aceea, că e drept în mijloc. Ea, doamna, vrea să facă rampa din părți într-o parte și în alta a stației, dar troleibuzul când se oprește în mijlocul bordurii ăștia. Respectiv, eu n-am cum, ori trebuie să o pășesc, ori trebuie să rămân țapăn așa ca să treacă lumea pe lângă mine, pe părți, să urce și să iasă din troleibuz. Dar, spun, vrea să ungă ochii, să zicem, că eu îți fac și o rampă, nu mă taci. Nu-i vorba, că eu nu am nimic cu ea, nu am nimic, ea și, nu știu, are acolo o activitate economică sau treaba lor, asta e foarte bine, doar că ceea ce am rugat, dacă fac reparație, faceți așa cum trebuie, nu trebuie, pur și simplu că voi faceți, de-aia că dacă n-ați știut, azi nu facem și vouă o cățic de rampă, n-am nevoie de asta. Mulțumesc, cred că am vorbit prea mult. E în regulă. Și transportul public trebuie să fie accesibil, pentru că degeaba da. Îți face rampă, dar troleibuzul sau autobuzul e cu prazul foarte mare și rampa care se deschide manual trebuie să coboare de șoferul și el deseori se face că nu te vede și nu coboară să... Iată, eu i-am propus, doamne, poate faceți direct până în ușa troleibuzului, adică până în marginea bordurii trotuarului de lungă stația. Ca să lumea când a să iasă, să iasă într-adevăr direct pe bordura asta lor, să nu trebuia să pășească. Ca un peron la metrou, un alt troleu. Da, un pic mai înaltă. Adică e dacă ar veni o leac mai lungă, dacă ai stiuiți în pozele, ce le-ai să vezi? Că ea are undeva un metru, deci de la bordura, de la trotuarul unde merg drumul central, unde merg mașinile, până la bordura asta ridicată acum care o fac, e undeva un metru. Deci băcata asta de un metru puteau să o lungească înapoi, să o tragă până în marginea drumului și într-adevăr să ieși din troleibuz direct acolo pe platforma asta înaltă și lasă să facă două de astea din părți, două rampe și gata, situația e rezolvată. Dar nu-i dai înapoi sau nu știu. Îți spun că mie mi se pare că totuși aici e un joc în care sunt prinși în jocul ăsta acești agenți economici, lor le s-au impus ca ei să repare stațiile sau locurile din jurul unde își desfășoară activitatea. Ei au început reparația, după asta vine comisia care îi taxează că n-au făcut conform standardelor, îi pune iarăși de nou să mai strice și să mai facă iar încă o dată. E un fel de bătaie de joc unii de alții, nu știu, eu așa am înțeles din toată situația asta. Dacă vii și spui, spune să facă conform cum se cere, dacă tot tu știi. Dacă nu, nu mai pune să facă la să fie așa stricat, că ori așa, ori așa, tot nu e accesibil. Nu mai spun ce rampe de acces s-au făcut la pasajele subterane lansate recent la da, Pancom, știu. La Rășcani sau pe Bulevardul Central sau la Botanica. Nici știu, cu căruciorul de copii nu te încumeți să urci pe ele, dar cu scaun rulant. Cu propria greutate, în unghiul acela de 30 de grade, 40. Și-au arătat, au făcut și reportaj și tot degeaba. Nici colega noastră și capul de listă verde ecologistă Olga Afanas ne felicită, zice bravo pentru temă, într-adevăr trebuie să spunem tranșant lucrurilor pe nume și să fim noi înșine și însene. Se referă probabil și la persoanele cu dizabilități. Și tot așa zice, trebuie să ajungă persoane cu dizabilități capabile la nivel de luare a deciziilor și atunci va începe schimbarea. Așa că felicitări persoanelor cu dizabilități care ieșiți în spațiul public și care vă implicați în viața publică,
aveți toată susținerea noastră și respectul, cum a zis Cati mai devreme, spectatoarea noastră. Vă suntem alături, vă rugăm să rămâneți alături și haideți împreună să facem o schimbare spre bine. Că schimbări oricum o să se facă, dar dacă noi nu ne implicăm, o să facă alții schimbări pe placul lor. Și s-ar putea nouă să nu ne placă acea schimbare. Dacă nu mai sunt alții doritori și doritoare de a participa în discuție cu noi, vă mulțumesc pentru implicare, pentru participare, pentru dezbatere. Vă invit mâine de Ziua Mondială a Mediului pe 5 iunie de la ora 11 să pichetăm Ministerul Mediului și Inspecția Ecologică care se află pe... în capătul bulevardului Grigore Vieru, probabil la intersecție cu strada Eugen Doga și cu Constantin Tănase. Deci, unde începe strada pietonală, pe lângă Banca Națională, vis-a-vis de ASEM, ce alte repere să vă mai dau, de la 11 mâine, la inițiativa Partidului Verde Ecologist, protestăm împotriva stării dezastruoase a mediului, a despăduririi, a deșertificării și câte alte dezastre se mai întâmplă în Republica Moldova, cu complicitatea autorităților. Și Inspecția Ecologică și Ministerul nu prea face mare lucru ca să oprească poluarea, distrugerea pădurilor, a râurilor, a apelor. Vă așteptăm la proteste. Mulțumim! Mulțumim, vom fi, sigur! Doamna Natalia, am întrebare. Sunteți soră cu Mariana Iețco? Da, sora mea, geamă. Bun, hai că o să vorbim despre asta altă în afara live-ului.